Bună ziua tuturor, dragii mei! Niciodată n-am filmat așa de târziu. Suntem la rândul 11 și eu am trișat un pic ca la altăieri, că ieri și astăzi n-am lucrat absolut nimica. Partea asta de față de masă are două alungiri. Una am făcut-o deja. Suntem la rândul 11, am întors lucru și am făcut până al treilea picioruș mare, inclusiv am făcut un ochi alunecat. Dar tot începând, tot din piciorul al treilea, voi face trei ochiuri de lanț ca să mă ridic în rând. Și mai fac două picioare mari, ăsta cele din grupul anterior. După care mai fac două picioare mari în spațiu de cele două ochiuri de lanț, un picior mare ăsta cel mare. Aici avem un singur ochi de lanț, voi face un picior mare. Ăsta picior mare, iarăși un picior mare. La spațiul ăsta de două ochiuri de lanț voi face două picioare mari. Și am ajuns la cele 5 picioare mari în rândul anterior. Fac aici 3 picioare mari. 2, 3, 2 ochiuri de lanț. Aici, chiar în ochiul ăsta central, ochiul ăsta de lanț central, fac un picior mic, adică fără jeteu, trei ochiuri de lanț și iarăși un picior mic în același loc, două ochiuri de lanț. Și acum ne punem în al treilea picior mare din rândul anterior și fac trei picioare mari, un picior unul după celălalt, da? Două picioare mari în spațiu de cele două picioare mari. Un picior mare pe ăsta, piciorul mare singular. Aici avem un singur ochi de lanț, deci fac doar un picior mare, altul picior mare pe ăsta, cel din rândul anterior. În spațiu de două ochiuri de lanț, iarăși două picioare mari. Și am ajuns către final cu trei picioare mari peste primele trei din grupul anterior. Și ăsta a fost rândul 11. Pentru verificare, să știți că de o parte și de alta avem câte 13 picioare mari. De la rândul 12. Luăm fain frumos lucru și îl întoarcem. Și mă duc cu piciorul alunecat, bineînțeles, până în al treilea picior din rândul anterior. Acolo o să fac trei ochiuri de lanț în loc de picior mare. Și mă duc și fac picioare mari peste tot, până, vă arăt eu unde, până ajungem la cel de-al treilea picior înspre capătul celălalt. Da? Merem până acolo. Da, ne grăbim încet, nu facem din astea. Aici trebuie să ne oprim. Hai să verificăm câte ne-au rămas. 2, 4, 6, 8, 9. Da, am lucrat corect. Cu, inclusiv cu partea asta cu care s-a ridicat. Un ochi de lanț. Și acum, în arcada asta mică, facem picioare duble. Reluăm. Deci am făcut ochiul de lanț între secvențe. Și de acum o să fac picioare duble, adică cu două jeteuri.
Și o să fac în spațiul ăla dintre cele două picioare mici din rândul anterior în felul următor. 8 picioare duble cu câte un ochi de lanț între ele. Deci, țineți minte, avem două jeteuri și câte un ochi de lanț între ele. O bucăță. Și după ce am făcut cele 8 picioare duble cu câte un ochi de lanț între ele, mai fac un ochi de lanț și sar în al treilea picior mare din rândul anterior și mai fac în total 9 picioare mari. Țineți minte, trebuie să avem dintre al treilea până în al treilea, inclusiv de aici, din partea asta, numărat invers. Și ăsta e rândul 12. Și suntem la rândul 13. Dacă auziți un foșnet ciudat, să știți că e fata în leagă și trebuie să o leagă. Am întors lucru și mă duc până în al treilea picior mare cu piciorul și alunecate. Aici, în al treilea picior mare, bineînțeles, fac 3 ochiuri de lanț ca să mă înalț. Și mai fac picioare mari exact până în al treilea picior numărat invers de la stânga la dreapta. Și o să avem, vă spun imediat câte picioare o să avem. O să avem 5. 2, 4, 5. Corect. Fac cam un ochi de lanț și tot cu picioare duble mă duc în fiecare picior dublu, adică cu două jeteuri și cu câte un ochi de lanț între ele. Și tot așa, picior dublu, ochi de lanț, picior dublu. Trebuie să ne iasă, bineînțeles, tot 8 bucăți. Iar așa am gătat cele 8 picioare duble, mă duc între al treilea picior din rândul anterior și fac 5 picioare mari, adică cu un jeteu. Asta a fost rândul 13, nu mai opresc filmarea, nu mai pun ceasul, cum s-ar spune, ca să-mi fie mai ușor la editare. Suntem la rândul 14 și întoarcem lucru. Fain, frumos. Și ce trebuie să fac eu acum? Mă duc iarăși până în al treilea picior mare din rândul anterior cu picioare alunecate. Simplu ca bună ziua. Mai fac 3 ochiuri de lanț, chiar 4. Pentru că îmi trebuie 3 ochiuri pentru picior mare și unul pentru model. Acum, mă duc la picioarele astea duble din rândul anterior și lucrez numai picioare mari de data asta, un picior mare, două picioare mari în spațiu dintre picioarele duble și încă unul păstă picior mare. Deci o să fie o grupă de câte 4 picioare mari. Între el, după asta o să fac două ochiuri de lanț și mă duc la următoarele picioare duble, iarăși în primul fac unul în spațiu dintre ele o să fac două picioare mari și o să iau ultimul picior mare și o să fie iarăși 4 picioare mari, 2 ochiuri de lanț. Vă puteți da seama, o să avem practic 4 grupe a câte 4 picioare mari astfel formate. Bun, facem repede că nu e așa de greu. Și așa. Asta e ultima grupă. Bun. Am făcut ultimul picior mare. Puteți să verificați. Îs 4 grupe a câte 4 cu câte 2 ochiuri de lanț între ele. Mai fac un ochi de lanț pentru model și un singur picior mare. Dar de data asta îl prindem în al doilea picior mare din rândul anterior. Întoarcem lucru și suntem la rândul 15. Ne ridicăm cu 3 ochiuri de lanț. Și acum mă duc în următoarele, în ultimele, de fapt, 3 picioare mari. Iau câte un picior mare din fiecare și le lucrez toate împreună. Fac 2 ochiuri de lanț.
Bun, în spațiul ăsta dintre ele mai fac așa. Un picior mare, două ochiuri de lanț și un picior mare. Și iarăși două ochiuri de lanț. Da? Mă duc la următoarea grupă, iarăși iau câte patru picioare mari din fiecare și le lucrez toate împreună. Foarte simplu. Și le lucrez acum toate împreună și două ochiuri de lanț. În spațiul dintre ele, iarăși, bineînțeles, un picior mare, două ochiuri de lanț, un picior mare. După care fac cele două ochiuri de lanț. Luăm următoarea grupă, tot așa, câte un picior mare din fiecare. Așa. Și le lucrez toate patru împreună și două ochiuri de lanț. Mai avem una de făcut așa, un picior mare, două ochiuri de lanț, un picior mare între ele și două ochiuri de lanț. Și de aici luăm în felul următor, trei picioare mari și încă nu le lucrăm. Mai luăm un picior mare, dar să vedeți de unde, de pacipă undeva. De pacipă undeva, luăm un picior mare și le lucrăm toate împreună. Bun, o să fac un nod de lanț așa să fie și o să întoarcem lucru. În rândul 16, un picuț mai de bai. Bun, haideți că acum, cum am întors lucru, o să mă duc cu picior alunecat. Eu mă duc cu picior mic sau cum doriți voi sau cum puteți până ajungem la primul picior mare din rândul anterior. Aici o să fac doar două ochiuri de lanț. Acum o să iau un picior mare din următorul picior. Bun, treaba e că aici o să fie un miez de zigzag. Pac, 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 pac. În felul următor. Fac două ochiuri de lanț. Și tot din piciorul ăsta de unde am făcut, mai fac un picior. Pardon, dar nu-l închid încă. Nu-l închid încă. Iau din grupul anterior și acum le închid toate. Iarăși fac două ochiuri de lanț. Iau tot de aici, de unde am făcut celălalt picior. Nu le închid încă. Iau din următorul. Acum le închid. Două ochiuri de lanț, iau tot de aici de unde am lucrat și iau din următorul, așa, și acum le închid împreună, două ochiuri de lanț, iau tot din unde am lucrat ultima dată, iau și din următorul și acum le închid. Observați că se face deja un zigzag, două ochiuri de lanț. Iau de unde am lucrat în adinea ori și iau și din următorul și am încheiat. Fac două ochiuri de lanț, iau de aici de unde am făcut ultima dată și iau încă din următorul și iar am încheiat. Și cam atâta, mi se pare că și de aici, dacă țineți minte, n-am început chiar din ultima grupă închisă, nici de aici nu o să facem și ar trebui să avem 2, 4, 6 întregi, 2, 4, 6 adevărat și cu ăsta nici de aici 7. Și putem întoarce lucru. Și suntem la rândul 17 și cu asta încheiem pe astăzi, pentru că a fost o zi foarte grea pentru mine și pentru fată. O să mergem cu picioare mici până în vârful. Vai, dar ce mă supără că nu focalizează. Până în vârful V-ului din rândul anterior, mă ridic cu două ochiuri de lanț și mai fac un picior mare din următorul vârf, cum ar veni, două ochiuri de lanț. De aici de unde am lucrat ultima dată, iau un picior mare, iau și din următorul și le închid împreună. Două ochiuri de lanț. Iau din, de unde am lucrat anterior un picior mare și iau și din următorul și le închid împreună și mai fac două ochiuri de lanț. Iar iau din, de unde am lucrat
și din următorul și iară le închid amândouă la oaltă, două ochiuri de lanț. Nu știu de ce am impresia că m-am dus prea mult, stați o secundă să număr. 3 trebuie să avem întregi, 1, 2, 3 și cu ăsta de început 4. Cu atât am încheiat, deci nici mai fac nimica. Acelui ultimul, am tras o miezdeață mai lungă și o să o tai. Și atât ai tătă. Tătă șmecheria îi pentru fața asta de masă ovală, îi că să face dintr-o parte și din alta, de-aia v-am și sugerat să vă puneți marcatori de rând ca să vă fie mai ușor să determinați locurile de unde să încep și după aia le puteți da jos și matematic e corect. No, eu o să tai ața asta, ne vedem când ne întâlnim, sper că ne vedem cu sănătate. Am așa o situație, am avut de mărs și ieri și astăzi pe la spitale, îs ruptă de oboseală și eu și fata suntem la pământ. No, bine, dar mă apuc de editat, vă pup și să aveți spor bun!